Leacuri excepționale din vremea lui Isus. Încă din cele mai străvechi timpuri, oamenii își tratau bolile folosind diverse plante naturale, ale căror proprietăți sunt fructificate cu succes și în ziua de astăzi. Întorcându-ne mult în timp, medicamentele și leacurile din perioada în care a trăit Isus s-au aflat cu precădere sub influența medicinii grecești, considerate revoluționară și eficientă în acele timpuri. Medicina antică greacă avea în vedere fluidele corporale, precum sângele, bila galbenă și bila neagră, iar ulterior, aceste concepte medicinale au fost adoptate și de romani în timpul vieții lui Isus. Aceste practici nu erau însă singurele forme de medicină comune. Medicamentele populare tradiționale, diversele remedii din plante, erau un ajutor de neprețuit în tratarea diverselor boli ale trupului. Unele dintre acestea sunt menționate în Biblie, iar altele au fost descrise în scrierile unor cărturari ai vremii. Aulus Cornelius Celsius vorbește despre ele în cartea Despre medicină. La fel și Gaius Plinius Secundus sau Plinius cel Bătrân în Naturalis Historia. Deși medicina modernă a evoluat fantastic, anumite practici medicale contemporane își au rădăcina în practicile medicinii romano-grecești. Într-un articol publicat pe beliefnet.com, un doctor în medicină și expert în dietă și nutriție, Aaron Tabor, prezintă 10 plante medicament comune în tratarea bolilor în perioada în care a trăit Isus. Chiar dacă erau folosite în vremuri de demult, medicina modernă ne confirmă calitățile excepționale ale acestor plante și beneficiile lor în medicină. Iată care sunt cele 10 leacuri băbești excepționale folosite încă din vremea lui Isus. Tămâia, supranumită și darul magic. Unul dintre darurile pe care magii le-au adus la nașterea lui Isus a fost tămâia. Tămâia era utilizată în acele timpuri drept un remediu universal în prevenirea infecțiilor și era apreciată pentru capacitățile sale antiseptice, antiinflamatorii și analgezice, precizează Aaron Tabor pe beliefnet.com. Istoricul roman și botanistul Pliniu cel Bătrân recomanda tămâia ca un antidot pentru otrăvirea cu cucută. Se credea totodată că tămâia ar fi eficientă și în problemele digestive și în tratarea răcelii, a febrelor, a tusei, dar și pentru regenerarea părului și a pielii și pentru întărirea gingiilor. Pentru a-și astupa și vindeca rănile din scoarță, arborele de Boswellia, originar din Orientul Mijlociu, secretă această rășină specială. Esența de tămâie dispune de o energie yin vindecătoare, ce înlesnește curățarea energetică și spirituală, dar are totodată și efecte extraordinare în afecțiunile respiratorii și în tratarea bronșitei și a laringitei. În medicina modernă s-au făcut unele cercetări ce atestă calitățile excepționale ale tămâiei. Cercetătorii au făcut referire la ea ca un posibil tratament pentru anumite tipuri de cancer, pentru colitele ulcerative, pentru boala Crohn și pentru anxietate sau astm. Smirna, supranumită și aur pentru sistemul imunitar. Alături de tămâie, cei trei magi au dus în dar pruncului Isus și smirnă, ambele considerate a fi obiecte de lux și la fel de prețioase ca și aurul. Însă beneficiile smirnei nu încetează să ne uimească și astăzi, în epoca modernă. În mod tradițional, smirna era folosită pentru a trata artrita, pentru a îmbunătăți circulația, pentru tulburări digestive, dureri ale menstruației, infecții respiratorii, respirație urât-mirositoare, lepră, febră, răceli și gingii slăbite. Însă oamenii de știință i-au descoperit și alte beneficii. Pe lângă întărirea sistemului imunitar,
Aceștia cred că zmirna stimulează producția de celule albe din sânge. Zmirna este un antioxidant extrem de puternic, iar medicina actuală are în vedere efectele pe care le are aceasta în tratarea cancerului și a tumorilor. În anul 2001, de exemplu, cercetătorii de la Universitatea Rutgers au identificat substanțele conținute de zmirnă care omoară celulele canceroase. La fel ca și tămâia, zmirna conține 75% seschiterpene, care stimulează partea creierului care controlează emoțiile. Totodată ajută și hipotalamusul, glanda pineală și glanda pituitară. Zmirna are și proprietăți antifungice, antibacteriale și antiinflamatorii. Usturoiul sau planta vitalității. Usturoiul este una dintre cele mai vechi plante cultivate pe acest pământ, datând de acum 6.000 de ani. Egiptenii antici credeau că usturoiul este înzestrat cu virtuți sacre și era plasat ca atare în mormintele faraonilor. Totodată era obligatoriu ca sclavii care construiau piramidele să consume usturoi, intensificându-și astfel puterea și vitalitatea. Usturoiul era consumat și în timpurile antice de atleții greci și soldații romani înainte să plece la bătălie sau la vreo competiție pentru a le spori vigoarea. Usturoiul era folosit atât ca aliment, cât și ca medicament în timpul vieții lui Isus. Usturoiul este într-adevăr miraculos și are proprietăți medicinale și vindecătoare remarcabile. Este un antibiotic natural extrem de puternic, dar și un antioxidant pe măsură, iar calitățile sale antibacteriale și antivirale au devenit legendă. Conform oamenilor de știință de la Universitatea Alabama din Birmingham, o dietă bogată în usturoi poate preveni apariția anumitor tipuri de cancer, precum cel de colon, de sân sau de prostată, deoarece usturoiul are puterea de a amplifica producerea de sulfat de hidrogen. Totodată, usturoiul este minunat în ceea ce privește beneficiile cardiovasculare, reducând nivelul de trigliceride și colesterolul total până la 15%. Limba mielului, o plantă bogată în fitonutrienți, minerale și vitamine. Limba mielului era consumată atât în alimentație, cât și pentru menținerea sănătății în timpurile lui Isus. Este o plantă erbacee anuală, originară din Siria, naturalizată în regiunile mediteraneene, în aproape toată Europa, nordul Africii și Iran. Numele plantei, în multe limbi europene, poate fi urmărit începând cu latina evului mediu, de la termenul borago. Se crede că acesta din urmă provine din limba arabă, probabil din Abu Burak, care se traduce prin tatăl asprimii. În medicina tradițională, limba mielului era utilizată pentru a reduce tusea, febra, durerile menstruale, reumatismul și eczemele. Astăzi, se știe că planta de limba mielului conține acizi grași esențiali, precum acid gamma-linoleic, în concentrație de 20%, ce sunt renumiți pentru efectul lor antiinflamator. Acidul linolenic este un acid gras omega-6, ce joacă un rol esențial în reducerea durerilor articulare, în întărirea imunității și a menținerii sănătății pielii. Totodată, limba mielului conține o cantitate însemnată de vitamina C, 60% din doza zilnică recomandată per 100 de grame, vitamina A, 140% din doza zilnică recomandată, vitamina B3, pier, 41% din doza zilnică recomandată, calciu, potasiu, cupru, magneziu și zinc. Feniculul, despre care se spune că este unul dintre cele mai bune alimente antioxidante și antiinflamatorii de pe planetă. Feniculul era o plantă utilizată în timpurile lui Isus ca un substitut de sezon pentru piper
fiind totodată cunoscută pentru efectul său de creștere a apetitului. În Naturalis Historia a lui Plinius cel Bătrân se menționează însă și întrebuințarea medicală a feniculului. Se credea că feniculul are efecte benefice asupra sănătății ochiului. Cercetările moderne au arătat însă că feniculul este o sursă excelentă de vitamina C, acid folic, potasiu și fibre dietare. Cu doar 27 de calorii per ceașcă și zero colesterol, feniculul este unul dintre cele mai bune alimente antioxidante și antiinflamatorii de pe planetă. Cercetătorii de la Universitatea din Texas au descoperit că anetolul, un fitonutrient antiinflamator ce împiedică transformarea celulelor normale în celule canceroase, se găsește din belșug în compoziția feniculului. Feniculul este întrebuințat astăzi în tratarea flatulenței, a indigestiei, a hipertensiunii, în alăptare și în tratarea sindromului premenstrual, precum și în tratarea congestiei sinusurilor. Rodia, supranumită și superantioxidantul. Despre rodie nu se poate spune decât de bine, însă din epoca lui Isus, rodia era considerată un dar prețios al naturii și folosită ca un remediu în medicină. Rădăcinile de rodie erau preparate și întrebuințate pentru a elimina paraziții intestinali, precum tenia. Florile de rodie serveau, în schimb, drept remediu pentru afte și dizenterie. Știința modernă arată că rodiile conțin o paletă bogată și diversă de substanțe protective și benefice, incluzând fitoestrogeni, polifenoli, tanin elagic sau antocianină. Toate aceste substanțe sunt în mod natural antioxidanți puternici. Mai mult, cercetătorii au demonstrat că sucul de rodie are abilitatea uimitoare de a anula ateroscleroza existentă. În plus, un studiu efectuat în Israel arată că sucul de rodie distruge celulele canceroase, lăsându-le în schimb intacte pe cele sănătoase. Semințele de rodie acționează precum o aspirină, prevenind formarea de cheaguri de sânge. Rodia conține o cantitate însemnată de antioxidanți, vitamine și enzime răspunzătoare pentru menținerea în cote normale a colesterolului și de aceea a fost numită superantioxidantul. Oamenii de știință de la Universitatea din California au descoperit că sucul de rodie are o putere antioxidantă de 3 ori mai mare decât cea a vinului roșu sau a ceaiului verde, antioxidanți puternici la rândul lor. Tarhonul, care, mai mult decât un condiment, este un medicament excelent. Cu o aromă deosebită ce îl recomandă drept un prețios condiment, tarhonul este utilizat în vremurile lui Isus și ca remediu în medicina tradițională. Se credea că tarhonul stimulează apetitul și este util în tratarea sughițului, a indigestiei și a meteorismului. Ceaiul de tarhon era folosit pentru tratarea insomniilor, iar frunzele de tarhon erau pur și simplu mestecate pentru ameliorarea durerilor de dinți. Cunoscut ca rege al plantelor, tarhonul are proprietăți antioxidante și contribuie la stimularea creierului, a sistemului nervos, a sistemului circulator, al sistemului endocrin și digestiv. Conform cercetărilor recente, componentele sale polifenolice contribuie la scăderea nivelului de glucoză din sânge. Varza, renumită pentru aproape 90 de remedii. În Naturalis Historia a lui Plinius cel Bătrân, se arată pe www.belifnet.com, Plinius menționa cel puțin 87 de remedii atribuite verzei. Specialiștii în medicina timpurilor lui Isus considerau că prin consumul frecvent de varză crudă te protejezi împotriva durerilor de cap și îți întărești vederea. De asemenea,
consumul de varză crudă era indicat și pentru menținerea stării generale de sănătate, iar compresele de varză înmuiată în apă călduță erau folosite în tratarea rănilor și a luxațiilor, și chiar a diverselor forme de cancer, chiar dacă termenul nu este cunoscut în acele timpuri. Astăzi se cunoaște faptul că varza este un bun antioxidant, conținând chiar mai multă vitamina C decât portocalele. Este totodată o sursă bogată de iod, ceea ce ajută la funcționarea optimă a creierului și a sistemului nervos, dar și la menținerea unei bune funcționări a glandelor endocrine. Varza conține și vitamina E, calciu, magneziu, potasiu, vitamina B și fibre. Murele, fructele cu cel mai mare nivel de antioxidanți. Murele erau considerate a fi eficiente în bolile gingiilor și ale amigdalelor în epoca lui Isus, se arată pe același site. În acele timpuri, se credea că murele pot chiar neutraliza efectele veninului de șarpe. Pe de altă parte, Plinius menționa în Naturalis Historia întrebuințarea extractelor din mugurii de mur în scop diuretic și curativ, iar a frunzelor de mur în tratarea rănilor pielii. În zilele noastre, cercetătorii ne dezvăluie faptul că murele se numără printre fructele cu cel mai mare nivel de antioxidanți. Dintre legume, doar spanacul și varza mai prezintă o cantitate similară de antioxidanți. Murele sunt o sursă excelentă de vitamina C. 100 de grame de mure conțin 35% din doza zilnică recomandată. Au puține calorii, conțin fitoestrogen, antocianine, acid elagic și salicil. Prin urmare, au efect de protecție împotriva cancerului, cervical în special, a bolilor psihice și a celor cardiace. Isopul sau planta sfântă. Curăță-mă cu isop și voi fi curat, spune David în Psalmul 51. Considerat a fi plantă purificatoare, isopul era folosit de vechii egipteni în curățarea templelor, iar în timpurile lui Isus pentru curățarea ritualică a leproșilor. Isopului îi se mai spune și planta sfântă și este considerată a fi vindecătoare încă din timpurile biblice. Atunci când Isus a fost răstignit pe cruce, cei din preajmă s-au folosit de un lujer de isop pentru a ridica buretele înmuiat în oțet, menit să-i stingă setea. Totodată, în timpul pastelului evreiesc, isopul era utilizat spre a picta casele izraeliților. Romanii au folosit și ei această plantă pentru a se proteja împotriva ciumei. Medical vorbind, isopul era folosit mai ales în problemele respiratorii, sub formă de ceai, dar și în tratarea tusei și pe post de decongestionant nazal. Durerile reumatice și cele artritice, febra, dar și rănile și tăieturile erau tratate cu această plantă. Cercetările moderne au demonstrat că, într-adevăr, isopul are proprietăți antiseptice, antimicrobiene și astringente. Uleiul esențial de isop este folosit în cazul bronșitelor sau al răcelilor. Un studiu efectuat în 2003 de oamenii de știință a confirmat că isopul, în concentrații mici, inhibă dezvoltarea celulelor canceroase.